Iubiți credincioși, citesc un singur verset, așa cum stăm în picioare, din Efeseni, capitolul 5, cu versetul 16, unde prin Apostolul Pavel, Domnul ne vorbește astfel. Răscumpărați vremea, Efeseni 5, cu 16, căci zilele sunt rele. Amin. Vă invit cu prețuire să ocupați locurile. Și după cum am cântat, într-adevăr, este un mare har să fim aici. Slăviți să fie Domnul! Noi am fost astăzi, prin ajutorul Domnului, la pescuit și am prins doi pești. Și în drum spre casă am zis, Doamne, mai dă-ne Tu 5 pâini în seara asta aici și o să fie meniul complet. Când am prins primul pește, am aruncat un diza și l-am și scos. Și am zis către fratele Daniel, Domnul să-l binecuvinteze că și-o pierdut ziua cu noi astăzi, am zis, măi, mai ușor aici la ocean decât la biserică. Parcă mai repede s-o scos peștele. Iubiții mei, noi nu mai putem să aruncăm undița, dar cel care face să se adune pește în nevod este Duhul Sfânt, este Dumnezeu. Iubiții mei, cea mai mare valoare pe care noi avem pe acest pământ este viața noastră. Vedeți dumneavoastră, în primii 20 de ani studiem, învățăm și oferim timp ca să primim niște cunoștințe în schimb. Următorii 35-40 de ani oferim cunoștințe și timp ca să primim bani la servici. Iar dacă reușim să prindem perioada aceea de retirement, cum spuneți voi, de pensionare, oferim bani ca să primim din nou timp. Ne dăm seama într-un final că viața e de mare preț, că e foarte importantă. În Arad spunea un bărbat în urmă cu vreo 3 ani de zile către doctorul care îi spusese mai ai câteva săptămâni, o zis, Doamnul doctor, am 3 case și sunt gata să vă dau una gratis, doar să mă scoateți de aici, din spitalul ăsta. Și doctorul a zis, eu nu pot să dau viață, eu pot să dau doar medicamente. Este astăzi între noi cineva care poate să dea viață. Și spunea în Ioan 10 cu 10 că nu ne dă cu porția, ne dă din belșug. Iar referitor la viață, iubiții mei, Pavel ne spune să o răscumpărăm. Că viața e compusă din ani, ani din luni, lunile din săptămâni, ore, secunde. Îmi spunea cineva vrând să pară foarte spiritual cu vreo 12 ani în urmă, frate Cristi, eu în ziua morții o să mă rog 8 ore. Zic, în ziua morții o să te rogi cât te rogi astăzi, că nu știi când e ziua morții. Și ziua morții și ziua plecării ne va prinde făcând exact ce facem acum. Iubiții mei, cu bani putem să cumpărăm un ceas, dar nu putem cumpăra timp. Avem în România pe cineva, are 5.000 de ceasuri, este colecționar de ceasuri. Și cineva l-a întrebat, ce faci la ora de primăvară și la ora de iarnă? Cum muți tu? Ce faci? Ai timp să le muți pe toate? Și au zis, deși am 5.000 de ceasuri, n-am timp să le mut pe toate. Că avea mai multe ceasuri nu înseamnă a avea timp mai mult. Viața ei este valoroasă, iubiții mei, pentru că este darul lui Dumnezeu pentru noi. Și spunea cineva, ceea ce faci tu cu ea este darul și cadoul lui Dumnezeu pentru tine. Timpul nu este ca ceasul. Ceasul poți să-l dai înapoi. Timpul nu poți să-l dai înapoi. Cineva spunea în secolul trecut în România, am întotdeauna cu mine 3 lucruri. Ceasul, ca să știu mersul timpului, mersul trenurilor, ca să știu mersul drumurilor și Biblia, ca să știu mersul vieții. Iubiții mei, în această seară vreau să vorbesc despre câteva ceasuri din Biblie, din Sfânta Scriptură. Am greșit ani de zile crezând că Dumnezeu își va sincroniza ceasul după ceasul meu. Mi-am dat seama într-un târziu, maturizându-mă un pic, că eu trebuie să-mi sincronizez ceasul după ceasul lui. Eu, mâna bețărână, trebuie să fiu atent la perioadele pe care Dumnezeu mi le rânduiește și să beneficiez din plin de ele. Spunea Iisus Hristos, intrând în Ierusalim, o, de a-i fi cunoscut ceasul, vremea cercetării tale.
iubiții mei, am această teamă că trece timpul pe lângă noi, trece vremea pe lângă noi. Și ne trezim târziu că n-am făcut ceea ce trebuia la vreme. De aceea aceste ceasuri de Biblie pe care le voi reaminti, o voi face cu prețuire, cu respect și cu multă atenție, dorind ca fiecare dintre noi să înțelegem vremea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și să o folosim la maxim. Primul ceas pe care îl amintesc este din Romani, capitolul 13, cu versetul 11. Știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Iubiții mei, mi-am cerut iertare mamei mele că atunci când eram copil am urât-o an de zile. Cea mai groasnică perioadă mi s-a părut momentul acela când mama intra în cameră ca un fulger dimineața la 7:15, 6:30 și ne scula să mergem la școală. Am crezut că are ceva personal cu mine. Am crezut că nu mă iubește. Eu am crezut că dacă mă iubești, mă las să dorm. Dar de fapt, pentru că mă iubea, mă trezea. Dar eu eram imatur ca să înțeleg iubirea și asociam iubirea cu somnul. Mai târziu am înțeles că repetenții și corigenții nu erau treziți la 6:30. Mergeau cum merg unii pe la biserică, nu la voi, că nu-i cazul la voi, merg târziu și pleacă de vreme. Așa făceau unii corigenți, unii repetenți. Se mai bucurau că profa de română e bolnavă. Și acum când mă uit și văd cum scriu, nu pun cratimă, nu pun capa în loc de altceva, S, H și T, Z, îmi dau seama că s-au trezit târziu dimineața. Iubiții mei, la fel cum mama mea mă deranja când mă trezea, să știți că oamenii prin care Dumnezeu vrea să trezească pe cei de lângă ei, deranjează. Iartă-mă, s-ar putea să fii imatur astăzi și să spui ce are păstorul cu mine. De ce m-a dat un cot așa când m-a întrebat unde ai fost joia trecută, că nu te-am văzut la rugăciune sau marța trecută? Când o să fii matur, o să-i mulțumești pentru cotul ăla. O să-i mulțumești, iertați-mi expresia, că o tras plapuma. Și o zis, unde ți-s copiii? Era Samuel în casa lui Isai. Și o zis, ăștia-s toți copiii pe care ți-a dat Domnul, ăștia putem intra la rugăciune? Dacă îmi dorești ceva pentru familia mea și pentru familia voastră, este ca Dumnezeu să ne trezească. E plăcut somnul. Numai că în timp ce somnul e plăcut, trec ocazele de mântuire pe lângă tine. Trec ocazele slujirii pe lângă tine. Ce spunea poetul, un lung tren ne pare viață. Și s-ar putea în această viață să nu-ți placă oamenii care te trezesc. Dar să știi că oamenii care te trezesc fac o lucrare din partea lui Dumnezeu. Iubiții mei, pleca într-o zi Iacov, fugea de fapt Iacov de fratele său Esau și a ajuns undeva într-o pustie și Biblia spune că a visat o scară care lega cerul cu pământul. M-am uitat la copiii mei, noi stăm la casă, nu stăm la bloc și când ajungem în țară și ne cazăm la cineva care are apartament sau la un hotel, unde ne iau frații, ca să nu deranjăm poate pe alții. Când băieții mei dau de lift, că de cele mai multe ori iau cu mine, mai ales pe cei doi de la mijloc, centru de greutate, le iau cu mine să fie pace acasă, când cu băieții mei văd un lift, aproape că se bat care să apese pe buton. Dar n-am văzut pe niciunul din ei să se bată sau să se certe care să urce pe scări. N-am văzut. Am o veste tristă pentru voi astăzi. Spre cer nu există lift, ci doar scară. Doar scară. Ne-ar place să fie lift. Să citim Biblia o singură dată pe an, două versete și să ajungem în cer. Să frecventăm biserica o dată pe lună și să avem putere spirituală. Ne-ar place, dar nu se poate.
Spre cer există doar scară și una din scări o găsim în Biblie, să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, înfrânarea. Numai prima treaptă, dacă nu ești atent, poți să faci întindere. Cunoștința, fapta. Am văzut oameni care au capul mare, dar așa mici mâini au. Au cunoștință. Știe să spună de toți, predicatorii toți. Dar cum stai cu fapta? Iubiții mei, în Geneza 28 cu 16, Biblia spune, Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Mă bucur că astăzi, la Biserica Baptistă din Melbourne, Domnul este în locul acesta. Dacă este cineva care încă nu știe, mă rog Dumnezeu să-l trezească. Și va fi bucuros când va vedea că la un pas de el este mântuirea, este harul, este iertarea, este pocăința, doar să întinzi mâna și Dumnezeu te va binecuvânta. Un al doilea ceas pe care îl amintesc în această seară este ceasul rugăciunii. Fapte 3 cu 1, am cântat o cântare împreună cu fratele Manu pe această linie. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Dacă îmi permiteți, am un gând și pentru slujitori. Când slujitorii se suie împreună, bolnavii se vindecă. Se întâmplă minuni. Eu dacă eram în locul lui Ioan, nu cred că mă afișam cu Petru, vă spun sincer. Păi mai de ună zi s-o lepădat. O jurat, s-o blestema că nu-l știe pe Domnul Iisus. Și acum să mă afișez cu el la biserică, ce o să zică frații? Noi de multe ori spunem ce zic frații în loc să zicem ce spune Domnul. Iubiții mei, Dumnezeu nu se uită la ce ai fost dacă te pocăiești, ci se uită la ceea ce poți deveni împreună cu El. Ioan a știut că Domnul l-a iertat pe Petru și a zis, hai să mergem împreună, hai să fim împreună. Hai la ceasul rugăciunii, așa spune Biblia aici, hai să începem împreună. Ce frumos e să vezi slujitorii împreună. Am spus pe mașină astăzi fratelui Daniel cu bucurie că în 10 ani, în 11 ani de când sunt la Deva, nu m-am certat niciodată cu păstorul meu. Slăvit să fie Domnul. Amândoi am căutat, nu eu am fost cel pocăit, el a fost cel pocăit, el cu părul alb. Dar am căutat amândoi înaintarea lucrării. Și atunci, că am predicat eu sau el sau altcineva, nu contat. Important e că biserica să se zidească, să se bucure. Doamne, lucrează! Iubiții mei, ceasul rugăciunii nu este un ceas opțional în viața noastră. Aș compara căsătoria, da, cu relația dintre Hristos și biserică. Cel mai important lucru într-o căsătorie este comunicare. Comunicare. Nici o soție nu spune, auzi, dăm $1,000 și până în decembrie 25 nu mai trebuie să comunici cu mine, că mă descurg eu. Nu. Spune, n-am nevoie de banii ăștia. Faptul că tu ești dispus să comunici cu mine înseamnă că ești integru, ești fidel, mă prețuiești. Dacă te văd 10 ore pe telefon cu alții sau altele și cu mine nu mai ai timp, deja am o problemă. Îs niște dubii care apar. Dacă eu cu fratele Gabi Ija, care mi-este coleg și prieten, vorbim de 2 ori pe an, poate că e de înțeles. Dacă eu cu soția vorbesc de 2 ori pe an, nu-i de înțeles. Iubiții mei, exact la fel este cu Dumnezeu. Eu cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, am făcut un legământ, nu un contract. Și legământul se păstrează prin comunicare zilnică. De aceea în fiecare zi plecăm genunchiul și vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune. Și El vorbește cu noi prin cel mai bun proroc pe care eu îl știu și care se numește Biblia. Biblia. Cum stăm cu rugăciunea? Cum stați cu rugăciunea? Iubiții mei, m-am uitat la Ana, mama lui Samuel, și vreau să încurajez toate mamele astăzi. Știu, prin soția mea și prin părinții noștri, cât efort face o mamă. Și de prea puține ori avem cuvinte de apreciere pentru mame. Dar mi-aduc aminte de Ana, mama lui Samuel, era mereu împunsă. Acum, așa de mi-e de ușor să predic în Melbourne, că nu cunosc frazii.
Știți? E foarte și sororile, e foarte ușor să predici când nu cunoști. Că dacă spui ceva ce se potrivește, zice, băi, numai Duhul Sfânt cred că i-a spus, că Dumnezeu nu i-a spus. Nu știu, oare aici la voi sunt Ana sau Penina, de care sunt? Penina avea acasă un ac, dar uita să-i pună papiotă, uita să-i pună ață. Să vă păzească Dumnezeu de persoanele care înțapă. Să vă păzească. Și să vă păziți și voi. Că știți ce așteaptă ele? După ce vă înțăpați, să scoateți acul mai mare și să înțăpați mai tare. Hai să vă spun ceva despre Albina. Am învățat târziu în viață. Dacă învățam mai repede, m-ar fi ajutat. Albina când înțeapă, moare. Scopul Albinei nu-i să înțepe, ci să facă miere. Iubiții mei, lăsați-i pe alții să înțepe. Să se ocupe de înțepături. Noi să ne ocupăm de strâns polen și nectar. Ca să lăsăm miere în urma noastră. Ana era înțepată de Penina. Vreau să vă întreb, la câte ședințe de comitet o dus-o Ana pe Penina? La niciuna. Sunt unele probleme pe care nici comitetul nu o să se le poată rezolva, nici păstorul. Dar Ana a înțeles ceva. O duc pe Penina înaintea Domnului. Și Dumnezeu spune Biblia că a ascultat rugăciunea Anei. Și într-o zi Ana vine cu Samuel la templu. Vă rog să mă arătați la final, dacă doriți să mă așteptați, să-mi arătați un verset din Biblie în care copiii Peninei au fost strigați de Domnul pe nume. Din nou, nu cunosc situațiile aici, dar am văzut în țară familii, toată viața s-a ocupat de alții, de scandaluri, de înțepături, de batjocuri, de păstori, de comitet, de schimbat, de transformat, de telefoane. Acum au de lucru în casa lor, dar n-aveți treabă cât de... Deci nu mai fac față cu altceva, că au de treabă în casă. Iubiții mei, Biblia spune în Proverbe 31 că femeia înțeleaptă veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Și când nu poate rezolva unele probleme, se pleacă pe genunchi și înalță o rugăciune. Am întrebat pe cineva dintr-o familie cu 13 copii din țară, care e secretul că toți sunteți lângă Domnul? Că alții au un copil și nici la nu-i lângă Domnul. O spun cu durere, nu cu judecată. Care e secretul? Și el a zis, frate Cristi, mama noastră a stat ore întregi de vorbe cu Dumnezeu în fiecare zi. Dacă făcea sarmale, dacă era la bucătărie, oriunde era, în grădină, la prășit, în continuu s-a rugat pentru noi. Și astăzi suntem toți lângă Domnul. Iubiții mei, spunea Ravenhill, trebuie să ne rugăm dacă vrem să ducem o viață sfântă. Și trebuie să trăim o viață sfântă ca să ne putem ruga. Când intervine păcatul în mod conștient și continuu în viața unui om, uitați-vă să vedeți, omul acela nu se mai roagă. Însă spunea Ravenhill aici, dacă vrei să duci o viață sfântă, roagă-te. De ce? Că rugăciunea are putere. Eram într-o familie și închei punctul al doilea. Aveam cămașa udă după predică, m-am pus undeva lângă sobă, era iarnă, mi-era frică să nu mă răcesc. Și gazda s-a uitat la mine și a zis, de Cristi, vezi că stai pe un loc sfânt. M-am ridicat în picioare, m-am uitat la scaun, m-am uitat la mochetă, cum adică stau pe un loc sfânt? Și atunci gazda mi-a zis, eram un tânăr rebel, aveam vreo 16-17 ani. Deci am îmbrăcat mulat, că dacă n-ai minte, numai mușchii mai poți să-i arăți, că aia se vede, știți? Da. Și o zis, eram așa făcut, îmbrăcat mulat și vreau să vadă toți. Și meream la discotecă și la prostiile lumii. La 16-17 ani, mama nu mai avea ce să-mi facă. Îmi spunea însă doar atât. La ora 10, când eu plecam de acasă seara, știți că sunt tineri care la 10 vin și sunt tineri care la 10 pleacă. Și mama spunea doar atât. Când o să vii, o să mă găsești tot aici. Frate Cristi, pe locul în care tu stai acum, picior peste picior, lejer la masă, cu sucul în față sau cu apa minerală, mama mea stătea pe genunchi. Și se ruga. Și uneori veneam pe la 3, 4, 5 dimineața și mă gândeam în timp ce veneam pe drum, nu cred că mama mai e pe genunchi la ora asta. Însă când deschideam ușa, auzeam un oftat,
și auzeam un amin. Nu îmi spunea nimic, că oricum orice m-ar fi spus, n-aș fi ascultat. Însă, frate, chestii vreau să spun ceva. După câțiva ani, mama a plecat în veșnicie. Dar rugăciunile ei au rămas înaintea lui Dumnezeu. Sunt pocăit astăzi, m-am întors la Domnul și vreau să spun că m-am decis din viața mea să nu lipsească rugăciunea. Iubiții mei, să știți că trăim vremuri grele. Nu când eram săraci, nu era greu. Mi-aduc aminte și noi când eram acasă săraci, mi se părea că era greu. Dar nu știu cum se face că ne strângeam de 3 ori pe zi la rugăciune când eram săraci. Și acum avem frigiderul plin, avem de toate. Și ni se pare că cu banii pe care îi avem le rezolvăm pe toate. Nu sunt proroc și nu vreau să prorocesc. Dumnezeu va aduce o zi în viața ta când vei vedea că sunt probleme pe care nu le poți rezolva cu banii. Avem prieteni mulți. Dăm telefoane, scriem un mesaj și se deschid uși. Dăm voie să spun cu multă prețuire. Dumnezeu va aduce momente în viața ta, ca și în viața mea, când cu toate telefoanele pe care le dai nu o să poți deschide anumite uși. Și în momentele acelea critice, Dumnezeu îți va aduce aminte că ai stat multă vreme pe lucrurile materiale, pe alte lucruri, crezând că cu astea vei rezolva totul, în loc să stai pe rugăciune. N-ați vrea împreună cu mine să ne decidem să punem mai mare preț pe rugăciune? Doamne, ajută-ne la asta. Un alt ceas pe care îl amintesc în această seară aici la dumneavoastră, m-aș fi bucurat să nu-l amintesc, dar Biblia îl amintește, este ceasul prigonirii. Marcu 13:11, când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Iubiții mei, Biblia ne spune că și dacă dorim și dacă nu ne dorim, de-a lungul umblării noastre cu Dumnezeu vom întâmpina batjocuri, prigoane, colegi care nu ne vor suporta, oameni care ne vor vorbi de rău pe nedrept. Și Biblia ne spune să ne pregătim, că vine și ceasul prigonirii. Luca 12:12, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Citeam o statistică, 85% spunea statistica dintre membrii bisericilor evanghelice nu citesc Biblia în fiecare zi. Deci doar 15% citesc Biblia în fiecare zi. Acum, oare cât o studiază? Probabil că 10% o studiază, 5% poate că o trăiesc. Și oare cât o apără? Așa ar trebui să citim, să studiem, să o trăim și să o apărăm. Cum a zis fratele Manu, când înjură cineva de Dumnezeu, să putem să apărăm numele Lui. Când spune cineva, sunt ateu, nu crede în Dumnezeu, să poți aperi cuvântul. Iubiții mei, să știți că pentru citit și studiu nu vom suferi bajocuri, că aștia se fac în private. Însă când începi să trăiești Biblia, când începi să o aperi, vei fi bajocorit. Ești gata să plătești prețul acesta? Era fratele Licea Vurban în închisoare și mărturisește el într-una din cărțile lui că la un moment dat unul din colegii de închisoare a fost un tânăr pe nume Matkevici, de 18 ani. Băiatul acesta era grav bolnav de tuberculoză. Familia, în vremea aceea a comuniștilor, cu greu i-a făcut rost de 10 sticluțe de streptomicină. I-a trimis pachetul, gardianul, însărcinat cu paza închisorii, a desfăcut pachetul și a zâmbit. Avea un plan bine pus la punct. L-a chemat pe Matkevici și a zis, Matkevici, aici, în mâna mea, e medicamentul pentru tine. Însă am o condiție. Trebuie să-mi spui ce vorbesc colegii tăi în închisoare, trebuie să-mi spui ce vorbește Vurbrand. Nu trebuie să știe ei că tu îmi spui mie. Și eu îți dau sticluțele cu streptomicină. Iubiții mei, când am citit întâmplarea aceasta, am rămas așa pe gânduri, m-am gândit la mine. Nu vă întreb pe voi ce ați fi făcut, mă întreb pe mine ce ați fi făcut.
18 ani, viața în față, 10 sticluțe, spui câteva cuvinte și pleci. Și Matkevici se uită la gardianul închisorii și spune: domnule gardian, nu știu dacă voi ieși de aici odată, dar dacă voi ieși și voi avea ocazia să mă uit într-o oglindă, n-aș vrea să privesc fața unui trădător. De aceea prefer să nu-mi dați aceste medicamente și să mă lăsați în pace. Eu nu îmi vând, frați. Spunea Richard Wurmbrand cu emoții, scria: după câteva săptămâni a murit lângă mine, dar a murit lăudându-L pe Domnul. A fost gata să plătească prețul slujirii. O spun cu durere astăzi, dacă frații ne-ar vinde pe streptomicină, vă spun sincer că i-aș înțelege. Numai că unii te vând gratis. Prin bârfă de făimare, calomnie. Doamne, dă-ne înțelepciune și lasă iertarea Ta peste noi. Și dă-ne putere atunci când vine ceasul prigonirii să fim gata să plătim prețul. Să fim gata să nu ne rușinăm. În România, cei care nu fumează, nu beau, tineri la școală, îți mai întrebați: mă, de ce nu fumez? Și câte unul mai spune: nu fumez că mă dor plămânii. Altul zice: de ce nu bei? Zice: nu beau că mă doare stomacul. Să te ferească Domnul să te doare stomacul. Dar vedeți, de multe ori ne rușine. Așa că ești pocăit, zice, ești pocăit, nu? Și el zice: mama e pocăită, tata e pocăit. Mă rog să vină vremea când și tu să fii pocăit. Că penticostal, baptiști, adventiști, avem mulți, pocăiți să-ți mai puțini. Mă rog, Doamne, dacă trebuie să-L plătim prețul, să-L plătim. Că mai mare preț decât plătim noi, o plătit Domnul pe cruce pentru noi, lăuda să-I fie numele. Un alt ceas pe care îl amintesc, iubiții mei, este ceasul slujirii. O să fie doi pești am prins, acum 5 pâini, 5 ceasuri și Manu când cheie cu o cântare, încă 2 pâini, încă 2 ceasuri. Ceasul slujirii. Vedeți, când mama ne trezea acasă, bun, învățam, comunicam în familie, sufeream dacă trebuie pentru o cauză bună, dar ceva interesant, ne punea și la muncă, ne punea și la treabă. Și creștinul care se pocăiește și care este mântuit, este pus la lucru. Fapte 16 cu 33 spune Biblia aici: temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost, fapte 16 cu 33, și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Am o întrebare pentru voi. Cine a făcut rănile lui astea? Temnicerul. Nu știu cum e la voi aici în Melbourne și bine că nu știu, dar la noi mai sunt unii care fac niște răni, apoi își scot foaia membrală și pleacă în altă parte și lasă păstorul și comitetul să le spele. Eu am un gând, dacă ai făcut răni, du-te și le spală. Că mai mare credibilitate ai tu și cu multă smerenie și prețuire o să câștigi persoana pe care ai rănit-o. Temnicerul nu a chemat niște slugi. Bă, spălați-i pe ăștia, nu. Temnicerul a înțeles un lucru. Dacă am rănit, trebuie să și vindec. Dacă am lovit, trebuie să și pansez. Iubiții mei, temnicerul a înțeles ceva ce ar trebui să înțelegem și noi toți. Nu există pocăință fără slujire. Nu există. Citesc din Luca 10 cu 33 un pasaj foarte cunoscut, dar vreau să vedeți ceva aici. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el. Și mă opresc. Înainte să-ți dai cu părerea despre o persoană, o familie, o cauză, o problemă, fă ce-a făcut samariteanul. Mergi în locul acela. Stai cu acea persoană la masă. Mănâncă un breakfast. Întreabă-l cum a ajuns acolo. De ce? Pentru că întotdeauna vom judeca greșit dacă cunoaștem în parte. Întotdeauna. Mie mi s-a întâmplat și o trebuie să învăț niște lecții. Samariteanul ne dă o lecție extraordinară. A venit în locul unde era el și când l-a văzut, l-a judecat. Vedeți, când te apropii de rănit, de căzut, de cel cu probleme, nu mai îl judeci, ci ți se face milă. Ți se face milă. Mai departe,
spune Biblia aici, s-a apropiat de a lega rănile. Vedeți, nu prea se pot lega răni prin Bluetooth sau prin Wi-Fi. Trebuie să te apropii. Trebuie să mergi acolo. Și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a dus pe dobitocul lui, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Și acum vine un cuvânt pe care eu nu l-am văzut ani de zile. A doua zi. Eu în locul samariteanului aș fi zis, băi, am făcut destul, să mai facă și alții. Frate păstor, dar numai pe mine mă vezi. Dar uitați, samariteanul rămâne și noaptea cu rănitul. De ce? Pentru că slujirea se cheltuie. Și uneori cheltuim timp, alteori cheltuim bani, alteori ne cheltuim pe noi. Când a pornit la drum, a scus 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltuiți, voi da înapoi la întoarcere. Am o veste bună să vă spun. Apocalipsa 22:12. Marele samaritean. Noi suntem mici samariteni. Marele samaritean se întoarce curând. Poate ți-ai cheltuit sănătatea crescând copii. Poate ți-ai cheltuit banii ajutând pe cineva. Poate ți-ai cheltuit viața pentru o cauză în care pe o cauză care în ochii oamenilor nu e ceva wow. Am o veste bună. Samariteanul se întoarce și va răsplăti fiecăruia după fapta lui. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu să ne reevaluăm ceasul slujirii. Să știți că și pentru slujire există o perioadă. O perioadă. Mă uitam la bunicul meu, peste 30 de ani a stat pe cărucior. Și mergea la tabletă, îi punea părinții mei tableta, pornea YouTube-ul și se uita cu jind la noi, care mergem să slujim, că încă suntem tineri și putem umbla. Și-ar fi dorit să sară de pe scaun. Și-ar fi dorit să mai facă ceva. Mergeam la el, îl îmbrățișam și plângea pe umărul meu și plângea împreună cu mine. Și-a zis, Cristi, cât îmi doresc să mai pot umbla și nu mai pot. De-abia mergea până la dulap, 5 pași, să-și ia Biblia și carnetul de notițe și harfa. Iubiții mei, nu o să putem sluji tot timpul. Există o perioadă și pentru slujire. Ne mai sună unii din spital, frate păstor, acum ce pot să fac pentru Domnul? Acum nu prea mai poți să faci mult. Dar dacă ai făcut atunci când ai putut, când nu mai poți, în loc să ai regrete, ai recunoștință. Am avut o soră în biserica noastră, sora Ioana o chema. Noi ne-am mutat din Arad împreună cu soția și primii doi copii care erau născuți atunci, în 2013, la Deva. Acolo ne-a chemat Domnul să slujim pentru un timp și când am ajuns în biserica aceea, am observat ceva interesant, am observat că la fiecare binecuvântare de copil, o femeie de vârsta a doua, o soră, undeva la 60 și de ani, venea cu o plăsuță în mână. Prima dată am zis, măi, bunica, e bunica. Dar apoi când am văzut că la 20-30 de binecuvântări pe an vine cu plăsuța, am zis, mă, n-are cum să aibă așa mulți nepoți. Dar ea vinea cu plăsuța. În 2015, când l-am dus pe Ianis, băiatul care acum are aproape 10 ani, la binecuvântare, de-abia mă aștepta să vină soara cu plăsuța. Iubiții mei, avem tot ce ne trebuie, nu pentru aia m-a așteptat. Însă am aflat în cei 2 ani că sora Ioana este foarte bolnavă, îi curg ochii aproape în continuu, o mers la zeci de spitale, o încercat zeci de unguiente și nu rezolva nimica. Și eu, în puțina mea maturitate, am zis, ce cadou poate face o bolnavă? Că noi de la patroni avem așteptări, de la businessmen avem așteptări, de la oamenii sănătoși, nu de la o bolnavă. Și când am ajuns acasă cu soția, am desfăcut pachetul acela, primul pachet pe care l-am desfăcut din tot ce am primit. Era un costumaș de lână tricotat manual din cap până în picioare, cu botoșei, cu căciuliță. Iubiții mei, dacă ar fi pus niște bani, înțelegeam, dacă punea, nu știu, ceva cumpărat, dar să pună ceva făcut de ea manual, pe mine m-a mișcat la maxim. Săptămâni întregi, am aflat mai târziu, petrecea să construiască, să tricoteze un costumaș. Mergea de multe ori la baie, se spăla pe ochi, întrerupea munca. Ultimul mesaj care l-am pe acest telefon este din 3 decembrie 2019.
22. Într-o sâmbătă seara, frate păstor, mâine, la binecuvântarea de copii, ce o să fie? Cine o să fie? Și am zis al șaptelea al meu și a treia fetiță din altă familie. O zis mulțumesc. Am o întrebare. Când vă face cineva bine, așa e că vă obișnuiți, dacă face des. Și noi. Mă simt ca acasă. O venit sora Ioana la sfârșit, eram acolo plin de musafiri, neamuri. Zic, sora Ioana, puneți vă rog acolo că e suficient, mulțumesc. Ne-am obișnuit deja. Și sora Ioana a pus pachetul jos. Și s-a întors și a plecat. N-aveam de unde să știu că era ultima dată când sora Ioana mai aducea un costumaș cadou la o binecuvântare. Am văzut următoarele duminici ca a patra bancă, primul loc unde ea stătea, e gol. Și aici am un gând pentru dumneavoastră. Dacă prezența ta nu e remarcată, nici absența ta nu va fi. Fă tot ce poți să fie prezența ta remarcată, dar într-un mod frumos, într-un mod al slujirii. Și am zis, frate Cornel, unde e sora Ioana? Că parcă ceva lipsește. Că atunci când lipsesc oamenii care se sacrifică de la părtășie, oamenii care plâng, oamenii care transpiră, oamenii care se consumă, ceva lipsește. Și fratele pastor a zis, frate Cristi, e la spital. După câteva săptămâni la ATI, la urgențe, la intensive care, cred că cum spuneți voi, și apoi în februarie o plecat în veșnicie. Când am predicat la mormântare, ei nu prea am avut nevoie de schiță. Știam ce să spun. Atât de greu predici la mormântările oamenilor pe care îi vezi numai la sărbători, la ani și la Paști. Atât de ușor predici la înmormântarea oamenilor care, ca și Tabita, s-au consumat, au slujit. Am văzut că vreo 10 familii acolo în stânga plângeau când le-am spus că am acasă câteva costumașe. Și ele aveau. Și ele aveau. Iubiții mei s-au aruncat pământ peste sora Ioana. Dar faptele, Biblia spune că faptele lor nu pot fi acoperite de pământ, ci ele îi urmează. Te provoc astăzi și mă provoc și pe mine. Haideți să ne consumăm mai mult pentru Domnul. Că vom rămâne într-o zi doar cu ceea ce am slujit. Și ultimul ceas pe care vreau să-l amintesc în această după masă frumoasă este ceasul plecării. Ioan 13:1. Înainte de prasnicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, acum am un gând pentru familiști. I-a iubit până la capăt. Divorțul nu-i soluția, să știi, ci iubirea. Multe cazuri aveți și voi aici, avem și noi în țară. Hai să vă spun ceva. Dacă Cristi Boariu este un om rău și se comportă rău cu soția lui Crina și pleacă de la Crina și ia pe alta, să știți că el nu devine bun. Soluția nu-i să, de multe ori soluția nu-i să-mi schimb biserica, nici soția, ci să mă schimb eu pe mine. Doamne, ajută-ne la asta. Așa, avem aici un exemplu fenomenal. Pentru Iisus era ușor să iubești când 5.000 de oameni mulțumim pentru pâine. Great job. E ușor. Dar uitați ce spune Biblia, că iubirea se maturizează, crește și este testată la capăt. Când e cel mai greu, când e scuipat, când nu ești înțeles. Spunea o doamnă, ce să fac cu bărbatul meu? Bea, fumează, înjură, se droghează. Zic, iubește-l. Cristi, dar nu merită. Zic, omul care nu merită are cea mai mare nevoie de iubirea noastră. Ăla care merită n-are cea mare nevoie. Ăla care nu merită are cea mai mare nevoie. Închid paranteza cu iubirea până la capăt și vreau să subliniez expresia Iisus ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta. Indiferent cât am cheltuit pentru un frumusețare, indiferent cât am cheltuit pentru o viață sănătoasă, indiferent cât de bio și organic am mâncat, facem riduri, oameni buni, celulele se strică
Și Biblia spune că omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu trăieră ulițele. Vine ziua când despre Cristi Boariu se va vorbi la trecut. Am fost la o mormântare și am zis, frate păstor, cum să mă raportez față de cel care a plecat? Zice, Cristi, am pus capacul pe el, lasă-l așa, zice. Ați înțeles, nu trebuie să explic că sunteți oameni inteligenți. Zice, lasă-l așa, vorbește orice, numai despre el, nu, zice. E bine, zice, e bine, slăvit să fie Domnul. Și am fost la mormântări în care au zis, frate Cristi, ai toată libertatea. A fost om al slujirii, a fost o femeie a lui Dumnezeu. A fost o persoană care a luptat pentru pace. A pierdut mult cu lupta pentru pace, dar a câștigat spiritual. Iubiții mei, vine ziua când trebuie să plecăm. Ne-am pregătit pentru ziua aceea. O cântare spune, ești pregătit să zbori când ceasul va suna. Câte milioane ar avea cineva să știți că moartea nu se uită la dolari? Câte diplome ai avea, moartea nu se uită la diplome. Indiferent ce case, insulă să ai, nu poți să o mituiești. Vine ziua când trebuie să pleci. Îi spuneam soției mele, în urmă cu vreo 2-3 ani, am terminat și noi o căsuță acolo, o curte, și zic, uite, dragă, ce interesantă e viața. Pe când termin ce ai de făcut, se strică piesele. Operație de fiere, am trecut într-una, mai o boală, mai un necaz, mai corpul îți dă semnale, încep să uiți. Acum dacă uităm când i-a făcut rău partenerul, e bună uitarea asta. Dar vezi că apar bolile, apar... Ascultați-mă, fiecare boală care vine în corpul nostru este un mesager pe care moartea ne-l trimite înainte. Și noi vrem să mituim mesagerul cu algocalmin. Îți dau un algocalmin și pleci, da? Și mă las să mai fac bani. Numai că mesajul morții este acesta. După câțiva mesageri, o să vin și eu. Și pe mine nu o să mă pot să mă rezolv cu algocalminul, nici cu donații, nici cu nimic. Te-ai pregătit pentru zbor? 2 Timotei 4:6 spune Pavel aici, în ultima lui scrisoare pe care o scrie din Noul Testament, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Dați-mi antidepresive, intru în panică, nu știu unde mă duc, trebuie să sun pe nu știu cine. Nu, următorul verset spune, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Vi se pare cuvintele unui om panicat? Nu. No. Îi mai întreb pe unii după evanghelizare, auzi, dacă mor la noapte, unde mergi? Dumnezeu știe. Pavel, tu unde mergi? De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. În urmă cu vreo 5 ani am primit pe Facebook un mesaj de la Solomon din Anglia. Frate Cristi, sunt un tânăr venit în Anglia să fac o viață mai bună. Însă sunt foarte necăjit pentru că zilele trecute la un control de rutină doctorii mi-au descoperit o tumoare care se apropie de inimă. Și doctorii mi-au spus în față, mai ai câteva luni de trăit. Frate Cristi, ce să fac? Mi-era așa de greu să-i răspund. Am zis, cheamă un slujitor. Mărturisește-ți viața, păcatele. Cere niște sfaturi. Pune-te rânduială cu Dumnezeu. După câteva luni îmi scrie iară. Frate Cristi, sunt la vamă la Nădlac. Urmează să intru în țară. Însă îmi spunea el, mai sunt la o vamă. Sunt și la vama vieții și a morții. A spus băiatul acesta, îmi scria, zilele trecute la ultimul control mi-a zis doctorul, mai ai 4 mm, cât degetul mic, între tumoare și inimă. Ai pe cineva acasă, dar am o soție și două fete. Au zis, du-te, îmbrățișează-le, petrece timp cu ele 2 săptămâni maxim. Ce îi spui la un astfel de om?
Îi spui că îl înțelegi? Ai minții dacă îi spui. Nu mai știu ce i-am spus. Dar știu că la Facebook, când cineva îți scrie, apare bulină verde. E online. E available. Țineam telefonul aproape și m-am uitat de câteva ori la Solomon. Cam două zile mai apărut bulina verde. Apoi, într-o dimineață, mi-a scris soția. Într-o dimineață a apărut bulina gri și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva. Am primit un telefon, Solomon a plecat azi dimineață. După două săptămâni, intră soția și îmi spune, Hate Cristi, e așa de grea singurătatea. La 25 de ani se pleacă. Se pleacă la 18 ani. Am predicat la trecut, la o mormântare, la o fetiță de 3 săptămâni. Venim pe rând și plecăm pe sărite. Cu această întrebare vreau să închei. Este cineva dintre voi care va avea vreo scuză că nu a avut timp destul să se pregătească? Înțeleg, te-ai născut azi, mori mâine. N-ai timp. Te-ai născut în 70, în 60, în 80. Au trecut 40 de ani. Au trecut 60 de ani. O să ai curajul să-i spui Creatorului, n-am avut timp? Când te-o binecuvântat cu 500 de funcții ale ficatului în fiecare zi. Când ochii tăi au putut să deosebească 10 milioane de culori în fiecare zi. Când inima ta a bătut de 115.000 de ori și respirații 22.000 în 24 de ori. Haideți să ne ridicăm în picioare, iubiții mei, și la finalul acestui mesaj să cântăm o cântare care ne va îndemna să ne gândim la viața noastră, să luăm decizii noi, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și zilele se duc și vin. Iar noi zburăm spre paradis. Spre viața sau spre chin, spre slava cerului senin, sau spre adânc întunecos, spre veșnicie sus sau jos, fără sfârșit, ești pregătit să zbor când ceasul va suna. Ești pregătit să zbor când El te va chema. Ești pregătit sau nu? Acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu ca să fii mântuit. Se duce viața ca un loc pe marele necunoscut. Pioceanul veșnicilor, atâția au trecut. Atâția au trecut. Și tu vei trece, nu uita. Și tu vei trece, nu uita. Depinde cum te-ai pregătit. Depinde cum te-ai pregătit. Spre veșnicie vei zbura. Spre infinit. Ești pregătit să zbori? Ești pregătit să zbor când ceasul va suna. Ești pregătit să zbor când El te va chema. Ești pregătit sau nu? Acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu ca să fii mântuit. Și
iată Domnul va veni cu slavă veșnică pe noi, înconjurat cu zeci de mii, cu îngerii în zbor, ca fulgerul a răsărit. Și orice ochi îl va vedea, și aceia ce l-au răstignit, îl vor vedea. Ești pregătit sau mor, când ceasul va suna? Să zbor când El te va chema. Ești pregătit sau nu? Acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu ca să fii mântuit. Frate, surori, eu sunt primul care vreau să iau decizii noi în această seară. N-am venit ca un profesor sau ca un păstor în această seară, ci am venit ca un simplu rob care vrea să stea la picioarele lui Iisus și să mai învețe. Și am învățat împreună cu dumneavoastră că viața este un dar și timpul este cea mai mare valoare. Haideți să facem o rugăciune în comun, fiecare așa cum dorim în sufletul nostru, să ne analizăm, să luăm decizii noi și la ceasul care ni se potrivește să spunem: Doamne, mai dă-ne timp, mai dă-ne vreme, Doamne. Ar da miliarde de oameni care au plecat din viața asta să mai audă o predică, să mai audă o cântare și nu mai pot să facă nimic. Însă noi mai putem să facem ceva. Haideți cu lacrimi, cu smerenie, cu sinceritate să ne apropiem de Dumnezeu, să luăm decizii noi și Dumnezeu să ne asculte. Amin. Ne rugăm.